Sunt bucuros să vă spun bun venit pe site-ul Bisericii Betania. Mă rog lui Dumnezeu să folosească resursele acestui site pentru ca să vorbească sufletului dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Păstorii din Betleem. Luca, capitolul 2, începând cu versetul 8. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare, dar îngerul le-a zis, nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, i s-a născut un mântuitor, care este Hristos Domnul. Amin. Lăudat să fie Hristos Domnul. Poporul Domnului, reocupați-vă locurile. Am fost informați că în seara aceasta cu noi este și fratele Ilie Larionesi din Bistrița. Dânsul are o soră în biserica noastră, pe sora Raveca, are copii în biserica noastră, pe fratele Jean, pe Ilie și pe Maria. Frate Ilie, pe unde sunteți? Dumnezeu să vă binecuvinteze. Nu v-am văzut, însă acum vă văd și eu și frații. Să fiți bineveniți la noi. Luați loc. Bucurați-vă de sărbătorile de iarnă alături de familie și alături de Biserica Domnului. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Am omis să vă spun că mâine seară, la serviciu de seara, cu noi vor fi și frații Puiu, Vali și Daniel, frații proroci care au venit din Hunedoara, care au fost la noi și care își vor încheia călătoria lor prin America, prin Bisericile Domnului. Mâine seară vor fi la slujba de Crăciun cu noi. Poporul Domnului, ne-am bucurat în această seară, așa cum ne bucurăm întotdeauna când ne întâlnim cu regele nostru, cu sfinții lui, cu frații, cu surorile. Și în timp ce cântam, m-am gândit să vă spun următorul lucru. Cei care sunt din neamul lui Dumnezeu și sunt rudă cu El, cântă cu dragoste Domnului, pentru că El nu le este străin. Ei nu cântă din obligație, ci cântă cu o inimă de om care e din neamul lui Dumnezeu. Dacă ați observat la nuntă, noi toți ne bucurăm, dar părinții care sunt aici pe primele bănci, pur și simplu le strălucește fața, pentru că ei sunt rudă cu mirele și cu mireasa. Atunci când îi cânți lui Iisus, religiosul, îi cânți într-un fel. Când îi cânți lui Iisus, Domnul tău, regele tău personal, mântuitorul tău, vindecătorul tău, îi cânți cu un foc și cu o pasiune care uneori s-ar putea să fie interpretată greșit de oamenii care te văd. Dar dorul, focul, pasiunea și entuziasmul, pentru că ești din neamul lui, te face să-i cânți cu multă, cu multă bucurie. Dumnezeu să vă binecuvinteze cu această bucurie, dragii mei frați și surori. În această seară, prin harul lui Dumnezeu, o să predic despre misiunea Mântuitorului. Am citit despre faptul că îngerul a venit la această categorie de oameni și le-a spus, vi s-a născut un Mântuitor, pe care îl cheamă Hristos și e Domn, dar a venit la voi cu misiunea să fie mântuitor și pentru că e mântuitor, a venit cu misiunea să mântuiască. Și eu o să predic în seara aceasta, în ajunul Crăciunului din 2011, despre misiunea Mântuitorului. Misiunea Mântuitorului a fost concretă. Ea a fost organizată de Dumnezeu Tatăl și încă din Genesa, capitolul 3, versetul 15, Dumnezeu a vorbit despre această mântuire ca despre ceva ce urma să se întâmple în viitor. Au trecut mileniile și Dumnezeu a trecut la realizarea planului organizat. Dumnezeu a organizat un popor mesianic, a organizat o limbă internațională, a organizat un imperiu mondial. Dumnezeu
s-a uitat la o fecioară care era neprihănită, pe care a ales-o să fie purtătoare de Dumnezeu, în pântecele căreia s-a zămislit pruncul Iisus Hristos. Noi nu vorbim neapărat despre pruncul Iisus Hristos, noi vorbim despre Iisus Hristos. El nu s-a născut adult, dar noi vorbim despre adultul care a murit pentru noi. Noi nu vorbim despre un copilaș, gingaș, frumușel, dar nevinovat, care nu poate să ne iubească, să ne hrănească, să ne ierte și să ne vină în ajutor. Dimpotrivă, el are nevoie de ajutorul nostru ca să-l hrănim, să-l ocrotim, să-l încălzim. Noi vorbim despre Mântuitorul Iisus Hristos, care evident a venit în lumea noastră în forma unui copilaș, dar el nu a murit ca și copilaș, nu a vindecat ca și copilaș. El nu și-a început misiunea ca și copilaș, nu s-a botezat în apă ca și copilaș. Evident, el s-a întrupat ca și copilaș, dar el a devenit adult și și-a început misiunea și el a fost Hristos Domnul despre care a vorbit îngerul. El a avut o misiune specială și orice om care înțelege în mod clar misiunea Mântuitorului Iisus Hristos va ști că restul vieții nu mai poate trăi fără să devină parte din mântuirea aceasta pe care Mântuitorul a adus-o venind în lumea noastră cu misiunea să o realizeze. Dragii mei, primul lucru care s-a întâmplat în ceruri, dincolo de misterul norilor albaștri, a fost faptul că Mântuitorul a renunțat la slavă. Și așa cum îngerul spune, astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un Mântuitor care este Hristos Domnul, el nu s-a născut, el s-a întrupat. S-a întrupat pentru că înainte să vină în lumea noastră a avut o existență anterioară eternă. El a părăsit slava și a venit pe pământ. Nu la fel s-a întâmplat cu noi toți care ne-am născut. Noi nu am avut o existență anterioară. Noi nu ne-am încarnat potrivit doctrinei budiste, ci noi atunci am apărut în existență pentru prima oară. Dar Hristos a avut o existență anterioară, eternă. El a părăsit slava și a venit pe pământ. Atunci când a părăsit slava, gândiți-vă la faptul că a venit în lumea noastră și s-a înghesuit în timp și spațiu. În slavă el nu trăia în timp și nici în spațiu. El este etern, este Dumnezeu, este atotputernic, atotștiutor, atotcunoscător. Dar a venit în dimensiunea aceasta și s-a înghesuit în ea, de-abia încăput, pentru ca să devină ca unul dintre noi, să intre în condiția dimensiunii în care și noi existăm. Mântuirea este darul lui Dumnezeu, dar pentru realizarea ei, Hristos a părăsit slava și a venit jos pe pământ. Gândiți-vă la faptul că în sala tronului din ceruri, ființele cerești îi cântau sfânt, sfânt, sfânt este Domnul. Erau cei 24 de bătrâni, erau un număr mare de ființe cerești, era o atmosferă de slavă pe care noi nu ne-o putem imagina și el era pe tron. Și primea slava aceasta, o veșnică închinare, sfânt, sfânt, sfânt este Domnul. Și în atmosfera aceasta pe care noi nu o putem pricepe pe deplin, el s-a smuls, a renunțat pentru o vreme la atmosfera aceasta și a coborât pe pământ. Și în loc de cununa de slavă pe care o purta acolo, a primit o cunună de spini și a coborât de pe tron în grajd. Ce paradox, de pe tron în grajd. Când el a venit în lumea noastră, a lăsat slava, a lăsat excelența, a lăsat eternitatea, infinitatea, a tot cunoașterea, a tot puternicia, a tot știința. Pe toate le-a lăsat, toate dimensiunile acestea care ne sunt străine nouă, care depășesc dimensiunea umană. El este Dumnezeu. El cu mâna lui ne-a făcut pe noi. El a conceput sistemul nervos. Și toate sistemele care compun complexitatea umană, el pe toate le-a făcut cu mâna lui. Privind la om, ne dăm seama cât de priceput este Dumnezeu. Uitați-vă, vă rog, la fiecare parte din trupul nostru. Vă mai spuneam într-o împrejurare că am citit un mic secret al acestei taine umane. Fiecare încheietură, mică sau mare, are o mică pompiță
care unge încheietura să nu scârție. Și pompița aceasta are un senzor care măsoară greutatea ce apasă pe încheietură. Și dacă eu înduc mâna la frunte ca să mă șterg de transpirație, la creierul imediat socotește câtă greutate ridică mâna mea. Și mâna mea nu ridică o greutate mână, doar propria mână. Și atunci îi spune pompiței de ulei să pună numai o picăturică mică, că nu e efort mare și nu-i nevoie de o ungere abundentă. Dar dacă ridic ceva greu, atunci creierul socotește greutatea și îi spune la pompiță, pune două picături mai mari de ulei, că este greutate și o picăturică nu ajunge, ca să nu scârție. S-a gândit Dumnezeu la acest confort când ridicăm greutăți, să nu simțim încheietura rigidă, să nu ne scârție, să nu ne doară. Dacă Dumnezeu a avut în vedere acest amănunt, pur și simplu rămâi fără cuvinte. Este de-a dreptul extraordinar. Câtă dragoste, câtă perfecțiune, câtă inteligență, câtă excelență, câtă măestrie. Dumnezeul acesta care a trăit în această dimensiune, care a socotit toate aceste procese interioare ale omului, a părăsit toată slava și a coborât pe pământ și s-a născut pur și simplu într-un grajd, între câteva animale care erau acolo, printr-o fecioară care era logodită cu un bărbat pe nume Iosif. Și Irod a vrut să-l omoare și pe toți copiii de la 2 ani în jos, anticipa el că Hristos probabil este ca între vârsta de 0 și 2 ani. I-a omorât în speranța că îl va omorâ pe Hristos. Și Domnul i-a vorbit părinților lui să fugă în Egipt. Dragii mei, nu mai gândiți-vă la acest Dumnezeu care a părăsit toată slava să vină pe pământul nostru. Eu știu că sunt asemenea dumneavoastră. Sunt astăzi la al 20 și nu știu la câtelea Crăciun pe care îl petrec în biserică. Aceleași predici, aceleași texte biblice, cam același mesaj al cântării. Și aproape că să vezi de 20 și ceva de ori cascada Niagara, nu-ți mai trebuie. Să vezi de 20 și ceva de ori Sequoia Park, nu prea-ți mai trebuie. Să vezi de 20 și ceva de ori Grand Canyon, aproape că nu mai vrei să vezi. Să te urci de 21 de ori în Sears Tower, poate că n-ai mai vrea să te urci. Te urci odată, de două, de trei, dar de 20 și ceva de ori și există această rutină, acest mecanism uman care se plictisește prin repetiție. Și creștinii sunt tentați, sunt predispuși să asiste cu o atmosferă de plictiseală la această sărbătoare care de fapt este aniversarea regelui care a venit pe pământ. Și dacă nu există o disciplinare atentă a cugetului, oamenii cad în letargie, cad în plictiseală, cad în rutină și te privesc reci și sărbătorile bucuriei Crăciunului ajung mai lipsite de bucurie decât o slujbă obișnuită de duminică seara. Și mă uit peste poporul născut din nou și mă întreb, ce ar trebui să facă Dumnezeu ca să fim proaspeți la Crăciun? Ce ar trebui să facă Dumnezeu ca să avem entuziasm? Numai noi convertiți care s-au botezat anul acesta trebuie să sărbătorească Crăciunul anului 2011 cu bucurie, pentru că este prima oară, iar noi care îl petrecem de numărul zecilor, să cădem într-o stare așa de lipsă de entuziasm, pentru că cunoaștem cântările, ce mai pot spune predicatorii din Luca capitolul 2? Am auzit zeci de predici despre păstorii care își păsteau turmele și la un moment dat un înger le-a vorbit și ei s-au dus în staul să-l vadă pe pruncul Iisus. Ce aș putea să vă spun nou? Să vă șochez? Să vă trezesc? Ce aș putea să fac? Ascultați-mă, dumneavoastră puteți să faceți mai mult decât fac eu. Să înțelegeți că vorbesc despre cineva care v-a salvat viața. Despre cineva care și-a părăsit slava și a venit aici. Nu merită să-l primim așa. Nu merită. Îl putem primi așa, dar este nota pe care noi înșine ne-o punem nouă. Nu merită. El a făcut tot ce a putut ca să vină la noi și să ne salveze. Ar trebui să îl răsplătim cu aceeași atitudine și de 1000 de ori dacă am sărbătorit Crăciunul. Ar trebui să ne disciplinăm, să facem lucrul acesta cu un entuziasm
care să fie pus și într-o lacrimă, și într-un zâmbet, și într-o ridicare de mână, dar nu într-o plictiseală, nici de cum prin plictiseală, pentru că regele nu merită asta. El este rege, frați și surori. El stă acum pe tron, el vede toată planeta Pământ, el vede toate galaxiile, vede toate planetele, el vede acum soarele care e pe partea cealaltă a globului pământesc. El știe ce se va întâmpla mâine cu fiecare dintre noi la o oră anume. El stă pe tron, în mâna lui există tot universul acesta, tot cosmosul acesta. Noi nu suntem nici cât o furnicuță înaintea lui. Cât de urât ar fi din partea noastră să fim plictisiți la ziua lui de aniversare și să asistăm așa, fără vlagă, pentru că i-al nu știu lea, i-al a câtelea Crăciun pentru noi. Fraților, acceptați faptul că a renunțat la slavă să vină în lumea noastră murdară și păcătoasă. S-a dezbrăcat de slava lui și s-a îmbrăcat cu neputința și cu limitele umane pentru ca să vină la mine. Tot timpul trebuie să-mi spun asta, ca să nu-l tratez, să nu-l aștept, să nu particip la sărbătoarea lui, îmbufnat, supărat și plictisit, stricând atmosfera unde el este onorat. Să mă păzească Dumnezeu, să strică atmosfera care îl onorează pe rege. Dacă îngerii nu sunt plictisiți să cânte în sala tronului mereu și mereu, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul, atunci eu nu mă pot plictisi la vârsta de 49 de ani, iar dacă în mod biologic, carnal, simt să mă plictisesc, atunci Duhul meu care e treaz și este conectat la Duhul lui Dumnezeu, nu-i va permite cărnii biologicului să stea într-o stare de leșin, de plictiseală. Nu, nici de cum! Mă voi smuci, mă voi ridica în capul oaselor să-i dau și eu regelui în această seară ceva. Să-mi sclipească și mie fața în cinstea numelui lui. El nu a venit plictisit în lumea noastră. El nu a venit să ne răscumpere obligat. N-a fost supărat. Ci pur și simplu a venit cu bucurie, a spus, Tată, iată-mă, trimite-mă, merg să fac voia ta, Dumnezeule. A renunțat la slavă pentru noi. Aduceți-vă aminte că, venind în lumea noastră, primul lucru pe care l-a făcut a fost să-L prezinte pe Dumnezeu Tatăl. După ce a renunțat la slavă, ni l-a revelat pe Tatăl. Și de câteva ori în carte, El a spus, cine mă vede pe mine, îl vede pe Tatăl. Dacă m-ați văzut pe mine, l-ați văzut pe El, pentru că noi suntem la fel. Tatăl nu a venit la noi, dar a venit Fiul care este asemenea Tatălui. Tatăl este la fel ca Fiul. Și Fiul a venit și a spus, dacă mă vedeți și mă cunoașteți pe mine, îl cunoașteți pe Tatăl. Oamenii astăzi încearcă să-L cunoască pe Dumnezeu din vise, din experiențe personale, mergând la mănăstiri, văzând nu știu ce pânze, lemne, tablouri, picturi, dar nu vor să-L cunoască pe Tatăl din cunoașterea Fiului. Nimeni în lumea aceasta nu ni-L poate prezenta pe Tatăl decât Fiul, pentru că El este din aceeași natură cu Fiul, El este la fel ca Fiul. De aceea Fiul a spus, dacă mă cunoașteți pe mine, îl veți cunoaște pe Tatăl. Tocmai de aceea Hristos a venit și a spus, cunoașteți-mă pe mine și atunci îl veți cunoaște pe Tatăl. Oamenii care îl cunosc pe Hristos în mod personal, îl cunosc pe Dumnezeu în mod personal, pentru că Dumnezeu este la fel ca Iisus Hristos. Când Biblia ne spune că Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt în Trinitate a stat la sfat și a conceput proiectul omului, Scriptura ne spune că ne-a făcut pe noi după chipul și asemănarea Lui. Imaginați-vă că n-a fost un chip uman. Dumnezeu nu arată ca noi, nu e înghesuit într-o carapace, într-un ambalaj care e localizat undeva în cosmos. Dumnezeu umple cosmosul, nu e localizat undeva, El e peste tot. Chipul și asemănarea lui Dumnezeu nu-i de natură fizică, ci-i de natură spirituală și morală. Ori dragostea lui Dumnezeu Fiul este la fel de veșnică și infinită ca dragostea lui Dumnezeu Tatăl. Bunătatea și iertarea lui Dumnezeu Fiul este absolut asemănătoare cu cea a lui Dumnezeu Tatăl. Și cine l-a cunoscut pe Hristos, i-a cunoscut mila, i-a experimentat iertarea și iubirea, i-a urmat pașii și a avut în suflet parfumul prezenței Lui.
El îl cunoaște pe Tatăl nu pentru că l-a văzut, ci pentru că l-a cunoscut prin Fiul care a venit aici ca pentru o vreme să devină modelul lui Dumnezeu între noi. Fiul este revelația Tatălui, este arătarea Tatălui, este cineva ca și Tatăl care a venit la noi ca prin El, cunoscându-L, să-L cunoaștem pe Tatăl. Este adevărat că atunci când a venit Hristos la noi, noi aveam cunoștință de Dumnezeu. Dar cunoștința noastră de Dumnezeu era una generală, prin natură, după cum Pavel scrie romanilor în epistola sa, în capitolul 1, versetele 19 și 20. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu, în adevăr, însușirile nevăzute ale lui Dumnezeu, puterea lui veșnică, dumnezeirea lui, se văd lămurit de la facerea lumii. Unde se văd lămurit de la facerea lumii? În natura, în cosmosul acesta în care Dumnezeu a așezat planeta Pământ și pe noi, oameni care o populează. Și Scriptura continuă spunând, se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la lucrurile făcute de El. Nu, nimeni nu se poate dezvinovăți că nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Te uiți la pomii primăvara, cum pot ei înverzi? Care om de știință poate să înverzească un pom? Poate să înflorească un pom? Poate să iasă un fruct dintr-o floare? Niciunul! Și atunci când trece iarna și apar razele de soare, noi știm că pomii înfloresc. De ce? Natura aceasta ne vorbește că există în universul acesta un Dumnezeu care a creat un ciclu al naturii, a creat viață și a creat forme complexe în existența umană, ca să nu ne plictisim. Dacă ar fi o veșnică vară sau iarnă, ne-am plictisi. Dar Dumnezeu a creat un decor variat și în natura aceasta, în viață, în moarte, în regenerare, noi îl vedem pe Dumnezeu, dar cunoașterea Lui este generală. Când Hristos a venit, El ne-a adus o revelație a lui Dumnezeu care depășește mesajul revelației prin natură. Natura ne vorbește doar la general, doar două, trei vorbe. Dumnezeu există, că există viață. Dumnezeu conduce universul și a lăsat structuri de autoritate prin care îl conduce. Dar când a venit Hristos, Hristos ne-a explicat cum este Dumnezeu mult mai mult decât ne explică natura privind-o. De aceea revelația adusă prin Hristos nu mai e generală ca cea a naturii, ci este specială. Și Scriptura este revelația specială a lui Dumnezeu. Am ști noi că Domnul iartă dacă n-ar fi Scriptura? N-am ști. Am ști noi că Domnul îi primește pe păcătoși care au trăit 40 de ani sau 50 de ani în păcat și dacă se pocăiesc, Dumnezeu iartă de absolut toate păcatele și îi duce în cer? N-am ști. Am ști noi cum să procedăm cu viața spirituală, cum să ne temem de păcat, cum să ne rugăm, cum să ne smerim, cum să-L căutăm, cum să-L slujim pe Dumnezeu dacă n-am avea Biblia? Nu, din natură. N-am înțelege în amănunt care e voia lui Dumnezeu. Dar a venit Domnul Iisus și El ne-a explicat lucruri mai amănunțite despre cum este Dumnezeu. Mult mai multe decât am înțeles noi privind la natură. Privind la natură am avut doar un contur al lui Dumnezeu, așa creionat la modul general. Dar când a venit Domnul Iisus și când ne-a dat cuvântul care astăzi este înmănunchiat în Biblie, atunci noi, poza aceasta care era creionată prin înțelegerea din natură, a devenit vie, a devenit color, nu alb-negru. Și El ni l-a relevat pe Dumnezeu în toate trăsăturile de amănunt. Aceasta a fost misiunea, să ni-L descopere pe Tatăl, să ne ajute să înțelegem că L-a întrădat, că este supărat pe noi, că în mânia Lui a pronunțat o sentință de pedeapsă peste păcatul care l-am făcut și că într-un viitor apropiat această justiție a lui Dumnezeu, trădată, se va manifesta prin pedeapsă peste toate ființele umane care au avut rațiune să deosebească binele de rău. Dumnezeu nu va judeca animalele, nu, nici calul din Psalmul 32, nici peștele din cartea lui Iona, dar Dumnezeu va judeca ființele umane
care au chipul și asemănarea sa, adică discernământ și liberul arbitru să aleagă ceea ce vor să aleagă. Dacă vreau să aleg o floare roșie, atunci aleg o floare roșie. Este dreptul meu de a alege. Dacă vreau să aleg o floare verde, atunci voi alege o floare verde. Este dreptul meu de a alege. Omul are dreptul să aleagă. Dumnezeu i-a dat omului dreptul să aleagă. Dumnezeu ar putea să constrângă astăzi pe toți oamenii care populează planeta Pământ și să se pocăiască. Dar Dumnezeu nu și-ar găsi plăcerea să fie iubit de niște oameni care, asemenea lui Ceaușescu, i-au obligat pe cetățenii României să-l iubească. Cât de mult l-au iubit cetățenii României pe Ceaușescu? Cea mai fidelă manifestare a iubirii cetățenilor României față de președintele Ceaușescu a fost în decembrie 89, când pur și simplu l-au împușcat. Au bătut din palme ani de zile, până când și-au pierdut răbdarea și la un moment dat l-au prins și l-au împușcat. Dumnezeu nu vrea să fie aplaudat de oameni care îl urăsc, scârjnesc din dinți, dar constrânși prin forță, îl iubesc și îl urmează. Dumnezeu merita să ne omoare pe toți trimițându-ne în iad, dar în loc să ne trimită pedeapsa, ne-a trimis pe Iisus. Și mesajul venirii Fiului Său în lume a fost următorul: am venit să vă descoper inima lui Dumnezeu, care, pe lângă faptul că în dreptatea sa vă va pedepsi, în dragostea sa a pregătit mântuirea pentru voi. Și atunci când eu am auzit mesajul acesta, am stat și m-am gândit la șansa pe care o am să fiu iertat. Și în dreptul meu am luat decizia să fiu iertat. Nu mi-a fost ușor. Știam că țigările pe care le fumam la vremea aceea erau un lucru la care trebuia să renunț. N-aveam o cunoaștere de Dumnezeu suficientă, dar știam câteva lucruri despre cam cum trebuie să fie un pocăit. Și mi-am asumat responsabilitatea să mă pocăiesc, fără să mă gândesc dacă e greu sau ușor, ci gândindu-mă la ce primesc dacă pocăiesc, dacă mă pocăiesc, nu la cât de greu mi-e. Am realizat că primesc viață veșnică și atunci am vrut să primesc viața veșnică, indiferent de prețul plătit. Hristos a venit să ne-l descopere pe Tatăl. Dragii mei, și dumneavoastră trăiți ca și mine, într-o lume de oameni care se pretind cunoscători de Biblie. Și unii vă spun că Dumnezeu este așa, sau că Dumnezeu este așa, sau că Dumnezeu este așa. Ascultați-mă, Dumnezeu este așa cum ni l-a prezentat Hristos în Biblie. Și atât. Să nu-i mai adăugați lui Dumnezeu o mână, o ureche sau un atribut, doar că așa vă spune cineva, din vise, din vedenii, din descoperiri sau din religii oculte. Să nu acceptați. Dumnezeu are imaginea zugrăvită de Mântuitorul Iisus Hristos, care a venit în lumea noastră să ne-l descopere pe Tatăl prin însăși prezența sa, și așa cum a fost Hristos și cum ne-l prezintă Scripturile, așa este Dumnezeu Tatăl, lăudat să fie Domnul. Noi nu-L cunoaștem pe Dumnezeu decât așa cum ne-L prezintă Scriptura. De aceea noi trebuie să cunoaștem Scriptura, pentru că Scripturile ne-L prezintă pe Hristos, iar Hristos spune: cine mă cunoaște pe mine, îl cunoaște pe Tatăl. Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Ce minunat este faptul că Domnul Iisus a rezolvat problema confuziei noastre. Spunea Toma: arată-mi-L pe Tatăl. Și Domnul îi spune: eu sunt la fel ca El. Degetul acesta de la mâna stângă este la fel ca degetul acesta de la mâna dreaptă. Sunt la fel, decât că sunt așezate unul la o mână, unul la o mână. Urechea asta e ca asta, decât că una e în partea asta, una e în partea asta. Hristos e la fel ca Dumnezeu Tatăl. Numai că Hristos a fost arătat și văzându-L pe El, îl cunoaștem pe Tatăl. Când veți vrea să știți cum e Tatăl, citiți în Biblie cum e Fiul. Și exact cum spune Biblia că e Fiul, așa este Tatăl. Cine l-a văzut pe Fiul, l-a văzut pe Tatăl. Dragii mei, observați un al treilea lucru pe care l-a făcut Hristos după ce a părăsit slava din ceruri, renunțând la ea. După ce ni l-a descoperit pe Tatăl, revelându-L, El l-a ridicat pe omul păcătos din această condiție depravată, restaurându-L. Scriptura ne spune: dacă prin greșeala unuia singur, cine este acel unul singur? Adam. Dacă prin greșeala unuia singur moartea a domnit prin el,
cu atât mai mult cei ce primesc darul neprihănirii vor avea viață prin Iisus Hristos, lăudat să fie Domnul. Ce primesc darul, primesc darul neprihănirii, primesc darul neprihănirii. Deseori fac gestul acesta ca să-i ajut pe oameni să înțeleagă cum stau lucrurile. Dacă mă întâlnesc cu cineva căruia vreau să îi explic mai bine ce înseamnă să primești darul mântuirii, îl întreb, după ce îmi scot tacticos pixul din buzunar, al cui crezi că este pixul acesta? Și omul îmi răspunde, evident, al tău, te-am văzut când l-ai scos din buzunar. Și eu îl întreb, crezi că am dreptul să fac ce vreau cu pixul meu? Și omul spune, bineînțeles, dacă e al tău, ai dreptul să faci ce vrei cu el. Și eu îi spun, eu vreau, am de gând să ți-l fac cadou. Și omul spune, sunt bucuros. Eu continui să-l întreb, ce crezi că trebuie să faci ca să-l iei? Și uneori el, greșind, îmi răspunde, să-ți mulțumesc. Și eu îi spun, ca să-l ajut să-și descopere greșeala, spune mulțumesc. Și el zice, mulțumesc. Și eu îl întreb, a ajuns pixul la tine? Și el spune, nu. Și atunci eu îi spun, înseamnă că n-ai făcut ce trebuie. Încă o dată te întreb, ce trebuie să faci ca să intri în posesia darului pe care eu vreau să ți-l dau? Și până la urmă, el spune adevărul zicând, să întind mâna și să-l iau. Și eu îi zic, întinde mâna și ia-l. David? Dumnezeu a pregătit darul, dar noi degeaba stăm lângă dar și spunem mulțumesc. Trebuie să întindem mâna și să-l luăm. Nu printr-o atitudine pasivă de recunoaștere a existenței lui Hristos intrăm în posesia lui, ci printr-o atitudine activă de a întinde mâna. Este și ceva ce eu fac, nu numai faptul că Dumnezeu a cumpărat pixul și ni-l oferă. Și eu trebuie să întind mâna și să-l iau, nu doar să stau să mi-l așeze Dumnezeu în buzunar. Hristos, în misiunea lui de mântuitor, a venit să ne răscumpere. Dragul meu, cine ți-ar fi iertat toate păcatele care ți-au scăpat în viață? Și erai așa de murdar, asemenea mie. Erai atât de murdar încât mergeai drept în iad. Puteai să cânti în cor sau să predici Evanghelia o viață. Nu cântarea corului, ci păcatele te duceau în iad. Nu predica, ci păcatul te ducea în iad. Dar Hristos când a venit, l-a restaurat pe om. Dacă Adam l-a coborât pe om sau l-a așezat pe om sub incidența păcatului, Domnul Iisus, al doilea Adam, l-a scos pe om de sub incidența păcatului. Dacă la noapte îmi pun mâinile pe piept, dacă la noapte spui mâinile pe piept, sufletul acesta când va ieși din trup, poate datorită unei boli sau a altei boli, se va duce la Dumnezeu în care el a sperat de câțiva ani buni, de când îl cunoaște. Și Dumnezeu va spune acestui duh de viață, vino rob bun și credincios. Pentru că sufletul acesta a fost răscumpărat de Domnul Iisus. Dacă el n-ar veni pe pământ, cine mă răscumpăra pe mine? Ok, eu acum renunțam la țigări și de astăzi înainte nu mai fumam, nu mai păcătuiam prin fumat. Renunțam la alcool și de astăzi înainte nu mai păcătuiam prin alcool. Renunțam la minciună și furt și de astăzi înainte nu mai păcătuiam în felul acesta. Dar ce faci cu țigările de până astăzi? De astea nu mai te poți lăsa că sunt în trecut. Ce faci cu furtul și cu minciuna și cu alcoolul de până astăzi? Că de astea nu te mai poți lăsa că sunt în trecut. Ce faci cu păcatul adamic sub incidența căruia te-ai născut? Omule, unde te duci când îți pui mâinile pe piept? Hristos nu a venit să dea naștere unei sărbători în care faci cârnați și șunca afumată. Nu! Hristos a venit ca să îl descopere pe Dumnezeu Tatăl și pur și simplu să ne îngrozim, realizând că noi suntem dușmanii propriului nostru Creator, împotriva căruia ne-am răsculat, ne-am răzvrătit. Și Dumnezeu Tatăl l-a trimis pe Dumnezeu Fiul pentru ca să vină la noi în condiția de dușmani ai lui Dumnezeu Tatăl, să ne ia răzvrătirea, să ne plătească datoria acestei răzvrătiri. Și a spus, de câți bani este nevoie să-l scot pe cauțiune? Este imposibil, trebuie să moară. Și Fiul a spus, eu mor în locul lui. Eu mor în locul lui. Și 33 de ani mai târziu de evenimentul de la Betleem,
din grajd, pe Golgota, Hristos și-a întins mâinile pe cruce, plin de sânge, bătut și batjocorit și a murit pentru păcatele mele. Dragii mei, acolo Hristos m-a restaurat pe mine. Speranța mântuirii nu vine dintr-o religie, indiferent cum s-ar numi ea, ci vine dintr-o atitudine activă și conștientă, în deplină cunoștință de cauză. Adică mai întâi îl cunoști pe Dumnezeu pentru că îl cunoști pe Hristos și pe Hristos îl cunoști din carte. Nu din spusele oamenilor, că oamenii, fiecare om are povestea lui. Însă Biblia este una singură, indiferent de biserica pe altarul căreia este așezată. Există o singură Biblie. Biblia asta vorbește de Iisus. Citind-o, îl cunoști. Ți se creionează în minte portretul lui. Și dacă îl cunoști pe el, îl cunoști pe Tatăl. Și Hristos, pe lângă faptul că a venit să-l prezinte pe Tatăl, a venit ca să ne ierte pe noi. Și Adam, care ne-a rupt relația cu Dumnezeu, Hristos a renodat relația cu Dumnezeu. Eu sunt un adult, nu vreau să trăiesc fără Hristos, știți de ce? Pentru că dacă nu-L mai am pe El, relația cu Tatăl nu mai există și eu merg în iad. Ce fel de judecată să am eu? Eu cu mâna mea să semnez că-s de acord să merg în iad prin faptul că nu-L vreau pe Hristos în viața mea. Sau pretind că am un Hristos în viața mea care este așa de diferit decât cel prezentat în Scripturi. Dragii mei, oamenii au nevoie de mântuire, evident. Numai anul acesta în România, dintre mamele care au dat naștere la copii, aproximativ 8.500 de mame au fost minore, în concluzie necăsătorite. 8.500 de românce într-un an de zile, minore, au devenit mame. Mai mult de atât, 40.000 de copii născuți, dintre copiii născuți în România, au fost abandonați. România nu este o țară musulmană, nu e o țară atee, e o țară creștină. Fiți siguri că astăzi ei sărbătoresc Crăciunul. E nașul la finul, finul la nașul, cu metrii, cuscri, sunt toți înghesuiți, paharele spline. Muzica e la refuz, dârdie geamurile și spun e Crăciunul. 40.000 de copii au fost abandonați într-o țară creștină care vorbește despre Hristos, care a venit să ni-l arate pe Tatăl și să-l restaureze pe om. Cât de creștini sunt creștinii aceștia? Nu cumva faci parte dintre ei? Cât de creștini sunt creștinii aceștia? 350.000 de copii școlari din România nu merg la școală, sunt analfabeți. 350.000 de copii români nu merg la școală. Hristos a înființat spitalele, a înființat ideea de educație, a redat femeii condiția de egalitate cu bărbatul, ridicându-se împotriva poligamiei, împotriva divorțului, împotriva recăsătoririi, excepție fiind doar adulterul dovedit și aproape că și repetat. Dar acolo de asta, El a venit și a învățat pe oameni să fie demni, să fie oameni, să fie fericiți, să fie cinstiți, să fie frumoși la suflet, să trăiască în pace, să se bucure de viață și să-și pregătească sufletul într-un astfel de mod de viață în perspectiva eternității. Pentru asta a venit Hristos. Și uitați-vă la un popor creștin, în ce mizerie morală și spirituală trăiește, în ce destrăbălare dezgustătoare și terorizantă. Dragii mei, un astfel de Crăciun este o blasfemie la adresa Mântuitorului Iisus Hristos. El nu a venit în lumea noastră să facă astfel de creștini. El a venit în lumea noastră să facă creștini ca pe cei cărora le-a spus, dacă vrea cineva să mă urmeze, să se lepede de sine, să-și ia crucea, dar în fiecare zi, și după aceea să mă urmeze, să mă copieze, să mă imite, să se identifice cu stilul meu de viață, cu valorile mele, cu modelul meu de viață. Dragii mei, astăzi religia creștină este dominantă ca și număr de componenți, dar câți dintre ei sunt născuți din nou și au pe Hristos în mod real în inima lor? Câți dintre ei plâng la rugăciune? Câți dintre ei citesc cuvântul cu respect în mod zilnic? Câți dintre ei postesc săptămânal ca să-și țină în frâu calul ăsta neîmblânzit, numit firea pământească? Câți dintre ei intră în părtășie cu sfinții,
instruindu-se și disciplinându-se să devină oameni care îl urmează pe Hristos prin modul lor de viață? Câți dintre ei își curățesc mintea, vorba, inima și faptele? Câți dintre ei fug de fățărnicie? Câți dintre ei fug de bârfă, de judecată, de cleveteală, de răutate, de ură, de resentimente, de iuțime și de răzbunare? Câți? Sunt un număr mic de creștini care fac asta, în mod special din spațiul evanghelic, dar nu neapărat limitându-se la acesta. Însă cei mai mulți dintre ei, deși aparțin unei denominații creștine, nu-L onorează pe Hristos, ci onorează o religie denominațională, ale cărei tradiții le împlinesc în mod obligatoriu cu chiu cu vai. Nu vreau să vorbesc împotriva cuiva, ci vreau să vorbesc împotriva unor practici care le dezonorează pe Hristos. Misiunea Lui a fost să-L descopere pe Tatăl și să restaureze omul păcătos. Apoi, misiunea Lui a fost să se ridice la cer, în slava pe care a părăsit-o, să se ducă la dreapta Tatălui și de acolo să mijlocească pentru cei pe care i-a lăsat pe pământ pentru o vreme. I-a lăsat pe pământ pentru o vreme să continue misiunea pe care El a început-o. Misiunea Lui a fost o suferință permanentă. Cei mai religioși oameni ai națiunii L-au urât, nu L-au suportat. S-au uitat la El așa, cu niște priviri foarte răutăcioase. Aveau o mimică a feței plină de dezgust, de ură, de invidie și de răutate. Și asta se putea vedea ușor pe fețele lor. Mergeau toată ziua la templu, dar mergerea lor la templu nu le-a modificat caracterul și răutatea. Și oamenii aceștia L-au urât pe Iisus mai mult decât pe oricine altcineva. Și erau cei mai proeminenți religioși ai lui Israel. El a avut o viață plină de suferință. Nimeni nu L-a înțeles, nici măcar ucenicii. În ultima parte, în ultima săptămână de viață, a fost bătut crunt, ca un om care ar fi făcut cine știe ce rele. Mâinile și picioarele i-au fost perforate de bucăți de metal, de cuie. Pe cap i-a fost apăsat o cunună din spini, iar în burtă, în abdomen, i-a fost înfiptă o suliță, ca o metodă ce testa dacă mai este în viață sau nu, să vadă dacă s-a separat serul, apa de sânge. El a avut o viață plină de suferință. El a fost duhovnicesc, dar oamenii n-au apreciat lucrul ăsta, pentru că oamenii din lumea noastră nu apreciază starea de duhovnicesc. Oamenii nu L-au putut copia, le-a fost greu să se roage. I-a luat pe cei mai apropiați oameni să fie pentru o oră ca El și i-a pus să se roage cu El și au adormit. Pur și simplu au adormit. Dacă adormea Pilat sau Irod la rugăciune, înțelegeam. Dar știți cine a adormit? Cei mai fideli și cei mai entuziaști ucenici pe care El a avut. I-a luat cu El și a spus: vegheați împreună cu mine. Și au adormit, frați și surori. Pentru că asta este performanța cărnii. Până aici poate ajunge un om în pasiunea lui pentru Dumnezeu, în fidelitatea lui pentru Dumnezeu. Să știți că nu suntem mai buni decât cei trei ucenici care au adormit. Deloc nu suntem mai buni. Dar astăzi, continuând misiunea Domnului, avem parte de aceeași suferință de care a avut El. Oamenii nici astăzi nu apreciază rugăciunea. Crede că ești slab dacă te rogi. Dacă nu îi răspunzi la fel de agresiv și de violent, te privește ca pe o victimă și spune: oh, cu ăsta pe ăsta îmi va fi ușor să-l manipulez, pentru că nu e agresiv. Ăsta probabil că este mai slab de îngeri. Și atunci crede, nu pot să folosesc cuvinte care ar fi foarte potrivite. Dar ucenicii lui Hristos în lumea de astăzi nu sunt apreciați. Sunt apreciați cei cu bani mulți și de fapt aprecierea este lingușitoare, nu este reală. Sunt apreciați cei frumoși și cei puternici. Sunt apreciați cei de la microfon, dar cei care se roagă, postesc, iubesc și iartă, cei care calcă pe urmele Mântuitorului, nu sunt apreciați. Știți de ce? Știți, este simplu, pentru că n-a fost apreciat nici El. El a venit într-o lume care aștepta altceva, nu sfințenie,
Dumnezeu i-a spus omului să fie ca el, sfânt, și omul n-a vrut. Când diavolul a venit și i-a spus să fie ca Dumnezeu, dar nu în sfințenie, în cunoștință, omul imediat a căzut de acord. În sfințenie omul nu vrea să-l copieze pe Dumnezeu, dar în cunoștință vrea să-l copieze. Astăzi sfințenia este lucru cel mai puțin dorit de oameni. Oamenii nu doresc sfințenia deloc. Cei născuți din nou primesc o altă perspectivă și încep să-și conducă viața după alte standarde, însă și ei trăiesc într-o luptă teribilă cu propria fire pământească, care le cere să se întoarcă la vechiul mod de viață, la minciună, la petreceri, la destrăbălare și la tot felul de urciuni pe care le-a practicat. Și datorită omului cel nou, care este zidit prin nașterea din nou, prin puterea lui Dumnezeu, prin Duhul lui Dumnezeu, omul acesta nou intră în conflict cu omul acela vechi și restul vieții cel credincios trăiește într-un conflict cu el însuși. Omul nou vrea să se roage, omul vechi vrea să meargă cine știe unde să-și manifeste plăcerile. Și am venit și astăzi, la Crăciunul din 2010, astfel de oameni să ne închinăm Mântuitorului. Dragii mei, nu uitați că El, Mântuitorul, și-a terminat misiunea. El când a ajuns pe cruce a spus, tetelestai, misiune îndeplinită. Eu încă nu mi-am îndeplinit misiunea. Încă sunt în viață, încă port responsabilitate pentru cuvintele care le spun, pentru privirile pe care le iau, pentru imaginile care le iau, pentru gândurile pe care le am, pentru relațiile care le am, pentru anturajul pe care l-am, pentru motivațiile care le am, eu încă nu mi-am îndeplinit misiunea. Tot ce fac astăzi încă mai face parte din misiunea mea. Lucruri care compromit misiunea sau lucruri care onorează misiunea. Hristos a spus misiune îndeplinită după ce și-a îndeplinit-o cu adevărat. Noi suntem încă în viață și mâine, poi mâine, o să spunem misiune îndeplinită. Dar cât de îndeplinită o să fie misiunea aceea? Cât de mult îl arătăm noi pe Tatăl? Cât de mult contribuim noi la restaurarea oamenilor păcătoși din casele noastre și din jurul nostru? Cât de mult? Cât de mult ne vom ridica noi din condiția asta de oameni limitați și într-un trup de slavă ne vom duce după Mântuitorul pe aceeași șosea, pe același drum, cu același mijloc de transport, atrași de aceeași putere, de aceeași forță? A renunțat la slavă și a venit pe pământ. Ne l-a revelat pe Tatăl. Ne-a restaurat din condiția de oameni păcătoși și s-a ridicat la cer, în locul de unde a venit. Absolut aceeași traiectorie trebuie să o parcurgem și noi. Am renunțat la slavă căzând în păcat. Dar îl cunoaștem pe Dumnezeu și trebuie să-i ajutăm și pe alții să-l cunoască pe Dumnezeu. Trebuie să-i ajutăm pe oamenii din jurul nostru să-l cunoască pe Dumnezeu. V-ați întrebat în această seară dacă e cineva în adunare care nu-l cunoaște pe Dumnezeu? Ați făcut în această seară o rugăciune dintre rugăciunile pe care le-am făcut împreună? Doamne, dacă e aici un om necredincios, nemântuit, nenăscut din nou, mă rog în numele lui Iisus să-l mântuiești. Ai făcut o astfel de rugăciune? Ascultă-mă, în ce fel îi calci pe urme Domnului care a trăit pentru mântuirea altora, dacă n-ai nici cel mai mic interes pentru mântuirea oamenilor necredincioși? În ce fel ai nădejdea că te vei ridica în slavă? Pe același drum pe care s-a ridicat Iisus, cu același mijloc de transport care s-a ridicat El și a atras de aceeași forță de care a fost atras El. Închei și vă îndemn să ne rugăm în momentele următoare, în această seară a ajunului de Crăciun, repetând, Hristos a renunțat la slavă, a fost un lucru foarte greu. Hristos a venit pe pământ să ne-L descopere pe Tatăl, să-L reveleze și cunoscându-L pe El, îl cunoaștem pe Tatăl. Suntem siguri de asta, de aceea trebuie să cunoaștem Scriptura. El a murit ca să ne ierte și noi avem siguranța iertării păcatelor și a mântuirii. Suntem foarte siguri de asta. Amin? Amin. Și noi trebuie cu puterea pe care ne-a dat-o Domnul, cu darul pe care ni l-a dat Domnul, să lucrăm și noi la mântuirea, la restaurarea oamenilor din jurul nostru, membrii familiei, colegii, vecinii noștri, pentru ca mai apoi să-L așteptăm pe Hristos, care a promis că se întoarce, să se întoarcă. Dragii mei, numai dragostea putea să părăsească cerul pentru oiesle. Numai smerenia putea folosi un măgăruș ca și tron. Numai speranța putea schimba o cunună de aur cu una de spini. Și numai Iisus putea să renunțe la ce a lăsat în cer
ca să ofere mântuirea unor oameni care n-ar fi putut o avea niciodată altfel decât realizată de El prin suferință. În seara asta, primește-L în viața dumitale. Pune-L în inimă, adoră-L, onorează-L, urmează-L și slujește-L cu toată puterea și resursele pe care le ai, pentru ca în ziua ridicării în slavă a Sfinților să faci parte dintre ei. Dumnezeu să te ajute și Dumnezeu să te binecuvinteze. Ne ridicăm în picioare Sfinții Domnului, ne rugăm și încheiem serviciul divin din această seară de ajun de Crăciun. Apreciem că ați accesat site-ul Bisericii Betania, sper din inimă să vă fi fost de folos. În numele frățietății de la Betania, vă binecuvântăm.